Je vais à la terre promise. C'est lui qui connaît les chemins. Il est le bon berger. Nous avons chanté, il me conduit. Quand on te conduit, c'est-à-dire tu te laisses conduire, c'est lui qu'on conduit et qu'il ne se laisse pas conduire, il ne va pas atteindre le but. Nous le comprenons. Il me conduit, il me conduit. C'est lui qui nous conduit dans ses voies à lui. Je m'en vais à la terre promise. Lui, il connaît le chemin. Il est le chemin. Alléluia. Que Dieu nous aide. Lèvons-nous. Nous remercions le Seigneur pour sa conduite déjà d'hier aussi, du dimanche. Les âmes qui ont aussi s'engagé devant Dieu dans les eaux du baptême. Nous remercions le Seigneur pour cela. Il est le Dieu Tout-Puissant. Ce soir encore, il est le même. Nous allons au livre d'Ésaïe, chapitre 55. Ésaïe, chapitre 55. Ésaïe 55. Isaia 55. Le verset premier, la Bible nous dit. Primul verset Biblia ne spune. Vous tous qui avez soif, voi tot cei însetați, venez aux eaux. Veniți la ape. Même celui qui n'a pas d'argent, chiar și cel ce n-are bani, venez acheter et manger. Veniți și cumpărați bucate. Venez acheter du vin, du veniți lait, să cumpărați vin și lapte. Sans argent, fără sans bani, rien payer. Și fără plată. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? De ce vă dați câștigul pentru ceva care nu satură? Écoutez-moi donc. Ascultați-mă, dar. Et vous mangerez ce qui est bon. Și veți mânca ce este bun. Alors votre âme. Și atunci sufletul se vostru se va desfăta cu bucate gustoase. La table est vraiment garnie dans ce temps de la masa fin. Este bine îmbelșugată et în această vreme de sfârșit. Qui nous a invités encore ce el soir. Care ne-a invitat în seara aceasta. Il a préparé de mets succulents pour chacun de nous. El a pregătit bucate gustoase. Que Dieu dispose nos cœurs. Dumnezeu să dispună inimile noastre. Que Dieu réveille notre Dumnezeu esprit. Dumnezeu să trezească Duhul nostru. Et que le Seigneur ce soir donne à chacun sa part. Și în seara aceasta să dăruiască fiecăruia partea le lui. Verset 6. Versetul 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi. Invoquez-le tandis qu'il est chemați-l câtă vreme este aproape. Que le méchant abandonne sa voie. Să se lase cel rău de calea lui. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Și omul nelegiuit se lase qu'il de gândurile lui. Qu'il retourne à l'Éternel. Să se întoarcă la Domnul. Qui aura pitié de lui. Care va avea milă de el. À notre Dieu la qui Dumnezeu ne se lasse nostru, pas de pardonner. Care nu obosește iertând. Il est le même encore ce soir. El este același în seara aceasta. Il pardonne. El mă iartă. Il purifie. El curățește. Il sanctifie. El sfințește. Il est notre Dieu. El este Dumnezeul nostru. Car mes pensées ne sont căci pas gândurile vos mele nu sunt gândurile voastre. Et vos voies și ne sont pas mes voies. Nu sunt căile mele. Zice Domnul. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Față de pământ. Autant mes voies sont de élevées au-dessus căile mele față de căile voastre. Pensez și gândurile mele față de gândurile voastre. Cum la pluie et la neige descend de ploaie și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întoarcă înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăzlească sans avoir donné de la semence să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă. Ainsi en est-il de tot așa este și cu cuvântul meu care iese din gura mea nu se va întoarce la mine sans effet, fără rod, sans avoir exécuté ma volonté mea, et accompli mes desseins. Amen. Planurile mele. Ô Jésus, conduis-moi. Dumnezeu Tatăl nostru, încă o dată noi venim înaintea feței tale. Tu ești Tatăl nostru,
Noi suntem copiii Tăi. Noi am venit ca să Te întâlnim în acest loc. Doamne, ca să ascultăm cuvântul Tău. Iată clipe minunate, Doamne, unde Tu vrei să ne vorbești acum. Dumnezeu Atotputernic, noi Te rugăm, Tată, unge gura slujitorului Tău pentru ca cuvântul Tău să prorocească despre viețile noastre. Noi Te rugăm, dăruiește-ne o ascultare dovnicească ca cuvintele care vor fi spuse aici, fiecare să găsească partea lui. Noi ne încredințăm slujitorul Tău în mâinile Tale. Noi îți recomandăm toată adunarea în numele puternic al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Amen. Amen. Lisons, comme puisque nous sommes déjà debout, pentru că suntem în picioare, să mai citim. Nous allons lire dans Job chapitre 19. În Iov 19. Job chapitre 19. Iov 19. À partir du verset 23. 23. Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites. Oh, aș vrea ca vorbele mele să fie scrise. Qu'elles soient écrites dans un livre. Să fie scrise într-o carte. Je voudrais qu'avec un burin de fer, aș vrea să fie săpate ca un priboi de et fier avec du plomb, și cu plumb, elle soit pour toujours gravée dans le roc. În stâncă pe vecie. Mais je sais que mon rédempteur est vivant. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Și că se va ridica la urmă pe pământ. Quand ma peau sera détruite. Chiar dacă mi se va nimici pielea. Il se lèvera. El se va ridica. Après que ma peau aura été détruite. După ce trupul meu va fi distrus. Moi-même je contemplerai Dieu. Eu însuși voi vedea pe Dumnezeu. Je le verrai. Îl voi vedea. Et il me sera favorable. Și îmi va fi binevoitor. Mes yeux le verront. Ochii mei îl vor vedea. Et non ceux d'un autre. Și nu ai altuia. Mon âme. Sufletul meu. Tânjește. Mon âme languit d'attente de au dedans de moi. Acesta înăuntrul meu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Puteți să vă așezați. Que le Seigneur bénisse sa parole. Domnul să binecuvânteze cuvântul care l-am citit. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Vă salut pe toți în numele lui Iisus Hristos. Je n'étais pas programmé pour prêcher ce soir. Nu a fost programat ca ei să predic în seara aceasta. J'ai été pris à pied levé. Am fost luat așa prin surprindere. C'est frère Michel qui devait normalement prêcher encore ce soir. Fratele Michel trebuia să mai predice și în seara aceasta. Mais il a eu un petit contretemps. Dar a întârziat puțin. Il sera ici avec un léger retard. Va fi cu noi cu un pic de întârziere. Alors j'ai vite parcouru la Bible. Am parcurs repede un pic Biblia. Quelques versets que nous allons lire ensemble. Câteva versete care o să le citim împreună. Nous n'avons qu'un seul thème. Noi nu avem decât o singură temă. Le thème de tous les jours. Tema de fiecare zi. De tous les temps. În fiecare timp. C'est le retour de notre Seigneur Jésus Christ. Este revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. C'est ça le thème principal. Asta este tema principală. Parce que si nous sommes ici ce soir. Pentru că dacă suntem aici în seara aceasta. C'est pour partir. Este pentru ca să plecăm. Nous ne venons pas ici pour jouer. Noi nu venim aici ca să ne jucăm. Pour chercher la ca să căutăm camaraderie, prietenii, pour créer des amitiés, ca să facem niște prieteni. Faire des petits clans, des petits groupes. Să facem mici grupuri. Non, nous sommes ici. Noi suntem aici. Nous venons ici. Și noi venim aici. Dans la maison de Dieu. În casa lui Dumnezeu. Pour entendre sa parole. Ca să auzim cuvântul său. Pour la recevoir. Pentru ca să-l primim. Afin de nous préparer. Pentru ca să putem să ne pregătim. Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Pentru că Domnul Iisus Hristos revine în curând. Ça, aujourd'hui les gens vivent comme ils veulent. Astăzi oamenii trăiesc așa cum vor ei. Il y a des frères, sunt frați, des sœurs, des surori, qui se comportent légèrement, care se comportă ușuratic, qui semblent avoir oublié, care se pare că au uitat, qu'il y a une promesse, că este o făgăduință, que nous avons reçu la promesse, pe care noi am primit-o. Jésus-Christ revient bientôt. Iisus Hristos revine în curând. Ça, c'est le grand thème de tous les jours. Asta este cea mai mare temă din orice timp. Mais les gens semblent avoir oublié. Dar oamenii par că ar fi uitat.
Et ça, c'est vraiment grave. Și asta este grav. On commence à vivre comme on veut. Și începem să trăim cum vrem noi. On a une vie légère. Avem o viață ușoară. Que ça soit dans sa propre maison. Să fie în casa ta. Que ça soit dans l'église. Să fie în biserică. Et on semble avoir oublié. Și am părea că am fi uitat. Que nous sommes fils de la promesse. Că noi suntem fii făgăduinței. Nous avons reçu la promesse. Noi am primit făgăduința. Jésus a dit, Isus a spus, dans Jean chapitre 14, în Ioan 14, il dit ceci, el spune așa, à partir du premier verset, de la primul verset, que votre cœur ne se trouble point, să nu vi se tulbure inima, croyez en Dieu et croyez en moi, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în il mine, y a plusieurs demeures dans la maison de mon în père, casa tatălui meu sunt multe locașuri, si cela n'était pas, dacă n-ar fi așa, je vous l'aurais dit, v-aș fi spus, amen, amen. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, eu mă duc să vă pregătesc un loc, voilà la promesse, iată făgăduința. Ça, c'est une promesse. Asta este o făgăduință. Il dit, je vais spune, vous préparer une place. Mă duc să vă pregătesc un loc. Parce que dans le royaume de mon Pentru père, în împărăția tatălui meu, il y a plusieurs palais. Sunt mai multe palate. Il y a plusieurs places. Mai multe locașuri. Chacun a sa place. Fiecare are locul lui. Chaque fils et fille de Dieu. Fiecare fiu și fiica lui Dumnezeu. A sa place dans le royaume de Dieu. Are locul lui în împărăția lui et Dumnezeu. Et ici Jésus dit, și aici Iisus spune, je m'en vais vous préparer une place. Mă duc să vă pregătesc un loc. Alléluia. Alléluia. N'oublions pas cela, mes frères et sœurs. Să nu uităm asta, frați și surori. Quoi qu'il arrive. Orice s-ar întâmpla. Quel que soit le problème. Orice problemă ar fi. Que tu peux avoir dans ta vie. Pe care tu poți să ai în viața ta. Si tu meurs de faim. Dacă tu ai murit tu de foame. Tu marches nu. Și umbli. Mais n'oublie pas une chose. Să nu uiți un lucru. Jésus-Christ revient bientôt. Iisus Hristos revine în curând. Ça c'est très important. Asta este foarte important. Si ça pouvait être une motivation dans chacun de nous. Dacă ar putea să fie asta o motivare în fiecare dintre noi. Chaque jour. Ca în fiecare zi. Nous nous levons avec la pensée que Christ revient bientôt. Să ne trezim cu gândul că Hristos revine în curând. Lorsque nous allons dormir. Când noi merem să ne nous jucăm, allons dormir avec la même pensée. Să dormim cu același gând. Que Jésus-Christ revient bientôt. Că Hristos revine în curând. Alléluia. Alléluia. Ça doit être en nous. Asta trebuie să fie în noi. Tous les jours nous devons vivre. Zi, noi trebuie să trăim. Dans cette fièvre là. În această c'est comme quelqu'un ca și cum cineva qui prépare un voyage, care pregătește o călătorie. Qui part au Japon par exemple? Care pleacă de exemplu în Japonia. Il n'a jamais vu Japon. Niciodată n-a văzut el Japonia. Mais il prépare son voyage pour le Japon. Dar își pregătește bagajele pentru Japonia. Pendant tout ce temps là qu'il attend son voyage. În tot timpul acesta când el așteaptă. Et d'entrer dans l'avion. Călătoria ca să intre son în avion. Son cœur bat toujours. Inima lui bate tot timpul. Son cœur bat toujours. Inima lui bate tot timpul. Il va à tout moment. Și vede tot timpul. Veille sur son passeport. Să vadă pașaportul lui. Est-ce qu'il est encore là? Dacă mai este acolo. Oh, qu'est-ce qui va pas? Ce nu merge? Pourquoi? De ce? Parce qu'il prépare un voyage. Pentru că el pregătește o călătorie. Amen. Amen. Et le Seigneur continue dit. Și Domnul continuă și spune. În verset 3. În versetul 3. Et lorsque je m'en serai allé. Și după ce mă voi duce. Et que je vous aurai préparé une place. Și vă voi pregăti un loc. Je reviendrai. Mă voi întoarce. Et je vous prendrai avec moi. Și vă voi lua cu mine. Pourquoi? De ce? Afin que là où je suis. Ca acolo unde sunt. Vous y soyez aussi. Să fiți și voi. Quelle merveilleuse promesse. Ce minunată făgăduință. Il y a quelques années. Sunt câțiva ani în urmă. Je ne sais pas, trois ou quatre ans, j'ai passé. Trois ou quatre ans déjà. Deux frères sont venus me voir à la maison. Deux frères sont venus me voir à casa. Nous avons parlé. Noi am vorbit. Et puis bon. À un moment donné, nous avons commencé à. La un moment dat am început să. À parler de l'état mondial. De starea mondială. Comment le péché est en train de d'évoluer, de progresser. Cum păcatul evoluează. Nous avons un peu échangé. Am schimbat un pic împreună pe ele. Après j'ai dit. Și după ce am spus. Pour en finir avec ces choses. Pentru ca să terminăm cu toate aceste lucruri. Il faut que le Seigneur Jésus-Christ revienne maintenant. Trebuie ca Domnul Iisus Hristos să revină acum. Que nous partions. Ca noi să plecăm. Parce qu'on en a assez. Pentru că ne ajunge. Alors le un de frères me dit. Și unul dintre frați îmi spune. Ah non, frère, il faut pas dire ça. Oh, frate, nu trebuie să spui asta. Non, non, non,
Nu, 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 nu. Pourquoi tu dis ça? De ce spui asta? Nu, că Jésus attend un peu. Iisus să mai aștepte puțin. Parce que moi j'ai des choses à faire. Pentru că eu mai am lucruri de făcut. J'ai des affaires, j'ai commencé mes affaires. Am început afacerile mele. J'ai fait mon commerce. Am făcut comerțul meu. Mais que Jésus attend un peu. Să aștepte puțin Iisus. Et moi j'étais choqué. Și eu am fost șocat. Mais il y a encore des gens, des frères. Și mai sunt încă oameni. Un frère qui a reçu le message. Un frate care a primit mesajul. Un frère qui est né de nouveau. Un frate care e născut din nou. Faire attendre. Să facă să mai aștepte. Le retour de Christ. Întoarcerea lui Hristos. Alors il n'est pas né de nouveau. Atunci el nu este născut din nou. Il n'a rien compris. El nu a înțeles nimica. La Bible dit dans Apocalypse. Biblia spune în Apocalipsa. L'époux. Mirele. Je vais lire ça. Aș vrea să citesc aceasta. C'est dans quel chapitre comme ça? Où est écrit 22. L'époux et l'esprit divin. 22:17. Apocalypse 22:17. Ah, c'est dans Apocalypse chapitre 22. Apocalypse 22. Verset 20 par exemple. D'exemple versetul 20. C'est lui qui atteste ces choses dit. Cel ce adeverește aceste lucruri. Oui, je viens bientôt. Zice, da, eu vin curând. Amen. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Vino, Doamne Iisuse. C'est lui qui a vraiment compris. Cine într-adevăr a înțeles. La teneur de ce message. Mesajul, conținutul acestui mesaj. Celui qui a compris la parole de Dieu. Cel ce a înțeles cuvântul lui Dumnezeu. Il a réellement compris. Care într-adevăr a înțeles. Que nous ne sommes pas de ce monde. Că noi nu suntem din această lume. Sa prière de tous les jours. Rugăciunea lui de fiecare zi. Sera, Seigneur, viens bientôt. Va fi, Doamne, vino în curând. Reviens, Seigneur. Revino, Doamne. On n'en peut plus. Nu mai pot. Et la Bible dit. Și Biblia spune. Paul dit. Pavel spune. Moi j'ai terminé. Eu am sfârșit alergarea. J'ai achevé ma course. Mi-am sfârșit alergarea. Je sais, mais désormais. De acum. Une couronne m'attend. M-așteaptă o cunună. Le Seigneur me la donnera en ce jour-là. Domnul îmi va da în ziua aceea. Mais il la donnera pas seulement à moi. Dar nu îmi va dărui doar mie. Mais il la donnera aussi. Dar va dărui și acela. À tous ceux qui aiment l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Care iubesc revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Il faut aimer le retour de Christ. Trebuie să iubești revenirea Domnului. Jésus dit. Iisus spune. Là nous sommes dans toujours dans tot în Apocalipsa. Jean, non, non, non. Jean, nous retournons dans Jean 14. Ne întoarcem în Ioan 14. Il dit, spune, au verset 3. Versetul 3. Lorsque je m'en serai allé. Și după ce mă voi duce. Et que je vous aurai préparé une place. Și voi pregăti un loc. Je reviendrai. Mă voi întoarce. Je reviendrai. Mă voi întoarce. Et je vous prendrai avec moi. Și vă voi lua cu mine. Afin que là où je suis. Ca acolo unde sunt eu. Vous y soyez aussi. Să fiți și voi. Actes chapitre 1. Fapte capitolul 1. Actes chapitre 1. Fapte capitolul 1. Verset 9. Versetul 9. Après avoir dit cela. După ce a spus aceste lucruri. Il fut élevé pendant qu'il le regardait. A fost înălțat la cer. Et une nuée déroba à leurs yeux. Se uitau la ei și i-a ascuns un nor dinaintea ochilor lor. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer pe când se suia el. Voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Iată că i s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Et dit. Și au zis. Hommes galiléens. Bărbați din Galilei. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? De ce stați și să vă uitați spre cer? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru. Viendra de la même manière. Va veni în același fel. Que vous l'avez vu allant au ciel. Cum l-ați văzut mergând la cer. Tout ça c'est pour vous dire. Toate acestea ca să vă spun. Pour vous rappeler. Pentru ca să vă aduc aminte. Que Jésus Christ revient bientôt. Iisus Hristos revine în curând. Jésus Christ revient bientôt. Iisus Hristos revine în curând. Et si nous savons que Jésus-Christ revient bientôt, și dacă știm că Iisus Hristos revine în curând, nous devons aussi savoir noi trebuie să știm comment, quel est le comportement que nous devons afficher vis-à-vis de cela. Care trebuie să fie comportamentul nostru față de această lucrare. Mais continuons, lisons d'abord la Bible. Să citim un pic din Scriptură. Allons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens capitolul 4. Là, Paul nous décrit comment les choses vont se passer. Pavel
ne descrie cum lucrurile se vor întâmpla. 1 Tesaloniceni chapitre 4. 1 Tesaloniceni capitolul 4. Verset 15. Versetul 15. Voici en effet. Iată în adevăr. Ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Ici il s'agit de la parole du Seigneur. Aici se vorbește despre cuvântul Domnului. Il s'agit pas de la parole d'un homme. Nu se vorbește despre cuvântul d'un unui om, pastor, a unui pastor, ou d'une église, sau a unei biserici, ou d'un groupe de gens, sau de un grup de non, oameni. Il s'agit, dar aici se vorbește de la parole de Dieu. De cuvântul lui Dumnezeu. Il dit voici, spune aici, en effet, iată în adevăr, ce que nous vous déclarons, ce vă spunem, d'après la parole du Seigneur. Prin cuvântul Domnului. En d'autres termes, în alt termen, c'est un ainsi dit le Seigneur. Un așa ar fi, un așa vorbește Domnul. Parce que nous devons toujours, nous devons faire toutes choses. Noi toate lucrurile trebuie să le facem. Conformément à la parole de Dieu. Conform cuvântului Dumnezeu. Parce que Dieu lui-même, pentru că Dumnezeu el însuși, fait toutes choses. Face toate lucrurile. Conformément à sa propre parole. În conform cu propriul său cuvânt. Amen. Amen. Alors, d'après la parole du Seigneur. Prin cuvântul Domnului. Nous les vivons. Noi cei vii. Restez pour l'avènement du Seigneur. Care vom rămâne până la venirea nous Domnului. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Nu vom lua înainte celor adormiți. Car le Seigneur lui-même. Căci însăși Domnul. A un signal donné. Cu un strigăt. Dans la Bible d'Arby, în Biblia d'Arby, c'est bien traduit. Este tradus là mai on bine. Dit acolo spune, au cri du commandement. Acolo spune un strigăt de un strigăt poruncitor. Excusez-moi. Iertați-mă. Je vais lire d'Arby. O să citesc din Darby. Alors. Versetul 16. Car le Seigneur lui-même, căci Domnul însuși, avec un cri de commandement, cu un strigăt poruncitor, ça c'est la bonne traduction. Asta este traducerea bună. Parce que lorsque Lazare est mort, pentru că atunci când Lazar a murit, le Seigneur Jésus-Christ, Domnul Iisus Hristos, avait aussi fait retentir ce cri, un cri de commandement. A făcut ca să audă acest strigăt poruncitor. Lorsqu'il a crié devant la tombe de Lazare, când el a strigat înaintea mormântului lui Lazar, Lazar, el a zis, Lazar, ieși. Il avait poussé un cri de commandement. El a strigat un strigăt poruncitor. Au point où le mort a entendu la voix du Créateur. Până acolo că mortul a auzit et glasul Creatorului. La mort ne pouvait pas retenir Lazare. Moartea nu putea să-l țină pe Lazar. Et Lazare est sorti du tombeau. Și Lazar a ieșit din mormânt. Il est sorti vivant. A ieșit viu. Le même cri de commandement. Acela strigăt poruncitor. Avait aussi été poussé. A fost strigat. Lorsque Jésus-Christ mourait à la croix de Golgotha. Când Iisus Hristos a murit pe Golgota. La Bible dit. Biblia spune. Qu'il poussa un grand cri. El a scos un strigăt tare. Au point où le rideau du temple se déchira. Până acolo că perdeaua din untru de haut en bas. De sus în jos. Et les sépulcres s'ouvrirent. Și mormintele s-au deschis. Et tous les saints qui étaient morts dans l'Ancien Testament. Și toți morții care au murit în Vechiul Testament, toți sfinții. Était revenu à la vie ce jour-là. Au revenit la viață în ziua le aceea. Même cri de commandement. Acela strigăt poruncitor. La Bible dit ici. Biblia spune aici. Que le Seigneur lui-même le poussera. Că Domnul însuși va striga. Lorsqu'il va commencer à descendre. Când va începe să coboare. Pour venir chercher son épouse. Ca să vină să caute pe mireasa lui. Biblia spune. Verset 16. Versetul 16. Car le Seigneur lui-même. Căci însăși Domnul. Avec un cri de commandement. Cu un strigăt poruncitor. À la voix d'un archange. Cu glasul unui arhanghel. Et au son de la trompette de Dieu. Și cu trâmbița lui Dumnezeu. Descendra du ciel. Se va coborî din cer. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Și întâi vor învia cei morți în Hristos. Ensuite. Apoi, nous les vivants, noi cei vii, qui seront restés, care vom fi rămas, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, noi cu toții vom fi răpiți împreună cu ei, sous des nuées, în nori, à la rencontre du Seigneur dans les airs, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. C'est merveilleux, non? Este minunat. C'est merveilleux. Este minunat. La Bible dit. Biblia spune. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Vom fi totdeauna cu Domnul.
Nous, parce que nous sommes Pentru censés avoir noi trebuie să avem la vie éternelle. Viață veșnică. Alléluia. Alléluia. Nous sommes censés avoir la vie éternelle. O să trebuiască să avem viață veșnică. Alors, la promesse nous est donnée ici. Și făgăduința ne este dată aici. Nous serons toujours avec le Seigneur. Și astfel vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Voilà comment les choses vont se passer. Iată cum lucrurile se vor întâmpla. Le Seigneur revient. Domnul revine. Nous allons quitter cette terre ici. Noi vom părăsi acest pământ. Nous irons à sa rencontre. Noi vom merge la întâmpinarea lui. Et donc dans les airs. În nori. Et de là. Și de acolo. Nous ferons un long voyage avec lui. Vom face o călătorie lungă cu el. Jusque là où il est allé préparer pour nous. Până acolo unde el s-a dus să pregătească pentru noi. Mais pour que ces choses là. Dar pentru că aceste lucruri. Que tu puisses aussi les vivre. Ca tu să poți să le trăiești. Si tu veux vivre cela. Dacă tu vrei să trăiești aceasta. Si tu veux réellement. Dacă vrei într-adevăr. Aller au ciel. Să mergi în ceruri. Si tu veux réellement. Dacă tu vrei într-adevăr. Rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Pe Domnul în văzduh. Il y a une condition. Este o condiție. Jésus a dit. Iisus a spus. Il faut que vous naissiez de nouveau. Trebuie ca să vă nașteți din nou. Il faut la nouvelle naissance. Trebuie o naștere din nou. Il faut passer par les trois étapes du salut. Trebuie trecut prin cele trei etape ale mântuirii. La justification. Neprihănirea. C'est une expérience. Asta este o experiență. La sanctification. Sfințirea. C'est une expérience. Este o experiență. Le baptême du Saint-Esprit. Și botezul cu Duhul Sfânt. C'est une expérience. Este o experiență. Et chaque fils et fille de Dieu. Fiecare fiu și fiica lui Dumnezeu. Doit absolument faire dans sa vie. Absolut să facă în viața lui. Parce que si toi tu as la foi, pentru că dacă tu ai credință, pour que nous sachions, pentru ca noi să știm, que cette foi-là, că această credință, a été agréée par Dieu, a fost plăcută lui Dumnezeu, il faut le sceau, trebuie pecetea, il faut le sceau, trebuie pecetea, il faut passer par la sanctification, și trebuie trecut prin sfințire, ça c'est l'étape la plus difficile, asta este etapa cea mai dificilă, dans la vie du croyant, în viața unui la credincios, sanctification, sfințirea, parce que là les choses deviennent difficiles, pentru că acolo lucrurile devin dificile, mais si tu veux aller au ciel, dacă tu vrei să mergi în ceruri, la Bible dit, Biblia spune, 1 Tesaloniciens 5, 1 Tesaloniciens 5, oui, la Bible dit, Biblia spune, au verset 23, versetul 23, que le Dieu de paix, Dumnezeul păcii, vous sanctifie lui-même, să vă sfințească el însuși, tout entier, pe deplin, et que tout votre être, și Duhul vostru, l'esprit, sufletul vostru, l'âme, și trupul vostru, et le corps, și trupul vostru, soit conservé irréprochable, să fie păzit întregi fără prihană. Lors de l'avènement de la notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut que lorsqu'il reviendra, trebuie ca atunci când el va reveni, qu'il trouve en toi, să găsească în tine, l'ordre divin, o rânduială divină, la sanctification, sfințirea, qu'il trouve en toi, să găsească în tine, le baptême du Saint-Esprit, botezul cu Duhul Sfânt, la sanctification, sfințirea. Nous l'avons toujours montré. Noi tot timpul am arătat. Que la sanctification. Căci sfințirea. Est l'étape la plus importante. Este etapa cea mai importantă. Parce que dans Hébreu chapitre 12. Pentru că în Evrei 12. Paul dit ceci. Pavel spune așa. Il dit au verset 14. Versetul 14. Recherchez la paix avec tous. Urmăriți pacea cu toții. Et la sanctification. Și sfințirea. Sans laquelle. Fără care. Personne. Nimeni. Ne verra le Seigneur. Nimeni nu va vedea pe Domnul. Ça c'est très important. Este foarte important. Parce qu'il s'agit de voir le Seigneur. Pentru că aici se vorbește despre a vedea pe Domnul. Îngrijorarea mea. Bon, les soucis de mon frère Nicu. Îngrijorarea fratelui Nicu. Les soucis de tout le monde ici. Îngrijorarea fiecărui dintre aici. C'est de voir un jour le Seigneur. Este ca într-o zi să-l vadă pe Domnul. Face à face. Să-l vadă față în față. Tel qu'il est. Așa cum este el. N'est-ce pas votre souci? Nu este și îngrijorarea voastră? C'est notre souci. Este îngrijorarea noastră. Nous devons désirer cela. Noi trebuie să dorim aceasta. Voir le Seigneur. Să-l vedem pe Domnul. Tel qu'il est. Așa cum este el. Le contempler. Să ne minunăm. L'adorer. Să ne închinăm.
chanter pour lui. Să cântăm pentru ça, el. C'est le souci. Asta este îngrijorarea. Que doit avoir tout enfant de Dieu véritable. Trebuie să aibă fiecare copil adevărat. Chaque jour. În fiecare zi. Parce que cela va t'aider aussi dans ta vie de sanctification. Asta te va ajuta în viața ta pentru sfințire. Quand tu penses tous les jours. Când tu te gândești în fiecare zi. Que le Seigneur revient bientôt. Domnul revine în curând. Tu auras la crainte. Cela va créer une sorte de crainte en toi. Se va face o frică în tine. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Dumnezeu să ne ajute. Il dit, și spune, sans la sanctification, fără sfințirea, personne, nimeni, alors personne, deci nimeni, qui que vous soyez, oricine ați fi, personne ne verra le Seigneur. Nimeni nu va vedea pe Domnul. Ce n'est pas moi qui le dis, nu o spun eu, mais c'est la parole de Dieu. Dar este cuvântul lui Dumnezeu. Oui, parce que nous voulons voir le Seigneur. Pentru că noi vrem să-l vedem pe Domnul. 1 Jean chapitre 3. 1 Ioan capitolul 3. Jean chapitre 3. Ioan capitolul 3. Nous lisons à partir du verset 1er. De la primul verset. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Et nous le sommes. Și suntem. Si le monde ne nous connaît pas. Dacă lumea nu ne cunoaște. C'est qu'il ne l'a pas connu. Este pentru că nu l-a cunoscut nici. Bien-aimés. Prea iubiților. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Le croyez-vous? Credeți voi? Nous sommes maintenant noi enfants de Dieu. Acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Et ce que nous serons. Și ce vom fi. N'a pas encore été manifesté. Nu s-a arătat încă. Mais. Dar nous savons que știm că lorsqu'il paraîtra, atunci când se va arăta, alléluia, alléluia, lorsqu'il paraîtra, când se va arăta, nous serons semblables à lui, vom fi ca el, parce que nous le verrons tel qu'il est, pentru că îl vom vedea așa cum este. Ah, c'est une promesse. Este o făgăduință. Nous le verrons tel qu'il est. Noi îl vom vedea așa cum este. C'est pourquoi Job, nous avons lu. De aceea în Iov am citit. Job a vu aussi ces jours-là. Iov a văzut și el ziua aceea. Revenons à Job. Să revenim la Iov. Job chapitre 19. Iov 19. Il avait déjà vu ce jour-là. El deja a văzut acea zi. Dans la vision. Într-o vedenie. C'était un homme de Dieu. Era un om al lui Dumnezeu. Il avait déjà vu ce jour-là. El a văzut deja ziua aceea. Alors il dit au verset 25. Atunci spune el în versetul 25. Mais je sais que mon rédempteur est vivant. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Și că se va ridica la urmă pe pământ. Quand ma peau sera détruite. Chiar dacă mi se va nimici pielea. Est-ce que vous me suivez? Mă urmăriți voi? Merci frère. Excusez-moi. Iertați-mă. Quand ma peau sera détruite. Chiar dacă mi se va nimici pielea. Nous sommes au verset 26. Versetul 26. Il se lèvera. El se va ridica. Après que ma peau aura été détruite. După ce pielea mi se va nimici. Moi-même je contemplerai Dieu. Eu îl voi vedea. Ça c'est une expérience personnelle. Asta este o experiență personală. Expérimenter Dieu. Să experimentez pe Dumnezeu. Est quelque chose de personnel. Este ceva personal. D'individuel. Individual. Il faut que chacun de nous. Și trebuie ca fiecare dintre noi. Puisse personaliser Dieu. Să-l personalizeze pe Dumnezeu. C'est mon Dieu à moi. Să zică e Dumnezeul meu. C'est mon Seigneur à moi. Este Domnul meu. Est-ce que vous me suivez? Mă urmăriți voi? C'est mon Dieu à moi. Este Dumnezeul meu. C'est mon Jésus à moi. Este Iisus al meu. Il faut qu'on arrive à ce point-là. Trebuie ca să ajungem la acel punct. C'est ça l'amour. Asta este dragostea. C'est ça l'amour. Asta este dragostea. Il faut qu'on arrive à ce point. Trebuie să ajungem. Que Dieu est mon Dieu, mon Dieu. Dumnezeu este Dumnezeul meu. Ça doit être une expérience. Asta trebuie să fie o experiență. Il faut expérimenter cela. Trebuie să experimentezi aceasta.
Que la prière ne soit pas une simple récitation. Ca rugăciunea să nu fie doar o simplă recitare. Non, quelque chose de bien formulé que vous avez retenu. Ceva bine care ați formulat. Quand vous priez, c'est toujours la même chose. Și vă rugați în fiecare zi același lucru. Ça, c'est une récitation. Asta este o recitare. Il faut prier. Dar trebuie ca să te rogi. Prier, c'est parler avec quelqu'un. Să te rogi este ca să vorbești cu cineva. Donc tu parles avec ton Dieu. Deci tu vorbești cu Dumnezeul tău. Tu lui parles. Tu îi vorbești. Il te parle aussi. Și el îți vorbește. Alléluia. Alléluia. Nous devons expérimenter ces choses-là. Trebuie să experimentăm aceste lucruri. Il ne suffit pas seulement de dire message, message. Nu ajunge să spui doar o mesaj. Branham, Branham. Frank, Frank. Frank, Frank. O Krefeld. O Krefeld. No! Nu. Nous devons. Non, ce n'est pas ça. Nu este aceasta. Il faut que chaque homme de Trebuie Dieu. Trebuie ca fiecare om al lui Dumnezeu. Il faut que chaque femme de Dieu. Fiecare femeie. Arrive à faire une expérience surnaturelle. Să aibă o experiență supranaturală. Avec son Dieu. Cu Dumnezeul lui. Dieu est surnaturel. Dumnezeu este supranatural. Il faut que les, que ce que ce que nous ce que nous recevons de lui. Și trebuie ca ceea ce noi primim de la el. Soit aussi surnaturel. Să fie de altfel supranatural. La nouvelle naissance. Nașterea din nou. Est une expérience. Este o experiență. Si tu es né de nouveau. Dacă tu ești născut din nou. Tu sauras que tu es né de nouveau. Tu vei ști că ești născut din nou. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, dacă tu ești botezat cu Duhul Sfânt, tu sauras que tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu vei ști că ești botezat cu Duhul Sfânt. C'est une expérience. Este o experiență. Que tout homme doit faire. Pe care orice om trebuie să o facă. Jésus-Christ revient bientôt. Iisus Hristos revine în curând. Job dit, Iov spune, après que ma peau aura été détruite. După ce trupul, pielea mi s-a rănit. C'était un homme qui avait souffert. Era un om care a suferit. Vous connaissez bien l'histoire de Job. Cunoașteți bine povestea lui Iov. Il a souffert cet homme. El a suferit. Mais il connaissait Dieu. Dar el cunoștea pe Dumnezeu. Il connaissait Dieu. El cunoștea pe Dumnezeu. Parce que Dieu. Pentru că Dumnezeu. On le connaît dans les épreuves aussi. Îl cunoaștem chiar și în încercări. Il était convaincu, il avait Dieu. El a fost convins, el avea alors pe il était sûr. Și era sigur. Il dit même si ma peau est détruite. Chiar dacă pielea mi se va moi même je contemplerai Dieu. Eu voi vedea totuși. Le verset 27 il dit. Versetul 27 spune. Je le verrai. Îl voi vedea. Tu peux aussi le dire aussi. Tu poți să spui și tu. Je le verrai. Îl voi vedea. Il faut le dire par conviction. Trebuie să o zici prin convingere. Tu es convaincu dans ton cœur. Să fii convins în inima ta. Que tu verras le Seigneur. Că tu îl vei vedea pe Domnul. Ça ne doit pas être de Nu trebuie să fii doar comment, așa. Comment on appelle ça? De bla bla bla. Non. Doar așa, vorbe. De parole, vorbe. Non, non, non. Nu, nu. Ça doit être quelque chose. Trebuie să fie ceva. Que tu as réellement expérimenté dans ta vie. Tu ai experimentat în viața ta. Et tu dis avec garantie. Și tu o spui cu o garanție. Tu dis avec conviction. Tu o spui cu o convingere. Que moi aussi. Că și eu. Je le verrai. Îl voi vedea. Ce n'est pas parce que lui il a dit nu que je le verrai. El a zis că îl voi vedea. Ce n'est pas parce que Job a dit je nu le verrai. Nu, că Iov a zis că îl voi vedea. Non. Nu. Faut que ça soit une expérience. Dar trebuie să fie o experiență. La nouvelle naissance. Nașterea din nou. Le renouvellement. Renoirea. Le changement doit être palpable. Schimbarea trebuie să fie palpabilă. Il dit je le verrai. El spune îl voi vedea. Quelle assurance il avait. Ce siguranță avea el? Et il me sera favorable. Și îmi va fi binevoitor. Il dit mes yeux le verront. Ochii mei îl vor vedea. Mes yeux le verront. Ochii mei îl vor vedea. Il continue dit et non ceux d'un autre. Și nu ai altuia. Non. Nu. Mes yeux. Ochii mei. C'est une expérience mes frères. Este o experiență, frații mei. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de. Voi înțelegeți adâncul. Je ne sais pas si vous comprenez. Ceea ce noi citim. C'est lui qui dit ça. Cel ce spune aceasta. C'est quelqu'un qui a rencontré Dieu. Este cineva care s-a întâlnit cu Dumnezeu. Donc c'est quelqu'un qui a marché avec Dieu. Cineva care a umblat cu Dumnezeu. Ce n'est pas un prêtre catholique, c'est non, un évangéliste. Non, 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 non
C'est quelqu'un qui a, este cineva qui, care, a, qui a vécu Dieu dans sa vie, care a trăit qui pe a Dumnezeu expérimenté lui, Dieu dans sa vie. Experimentat pe Dumnezeu în viața et nous lui. Sommes appelés, nous aussi, chemați și noi à faire des expériences avec notre Dieu. Experiențe cu Dumnezeul nostru. Nous devons le faire. Noi trebuie să facem. Le Saint-Esprit. Duhul Sfânt. N'était pas seulement pour ces gens-là. Nu este doar pentru acei oameni în ziua cincizecimii. Non. Nu. Pierre a dit. Petru a spus. La promesse. Făgăduința. Est pour vous. Este pentru voi. Pour vos enfants. Pentru copiii voștri. Et pour tous ceux qui sont au loin. Pentru toți cei care sunt departe. Un aussi grand nombre. Que le Seigneur notre Dieu les appellera. Îi va chema. Ce n'est pas seulement eux. Nu doar lor le-a fost dat. Nous avons aussi besoin aujourd'hui. Noi astăzi avem și noi nevoie. Des apôtres dans l'église. De apostoli în biserică. Des évangélistes dans l'église. De evangeliști în biserică. Des pasteurs dans l'église. De pastori în biserică. Tous ces cinq ministères. Toate aceste cinci slujbe. Sont pour nous. Sunt pentru noi. C'est pour le peuple de Dieu. Este pentru poporul lui Dumnezeu. La Bible dit. Și Biblia spune. Il a donné aux uns. El a dat pe unii. Pourquoi? De ce? Pour deux choses. Pentru două lucruri. Pour le perfectionnement de saints. Pentru desăvârșirea sfinților. Parce que vous devez arriver à la perfection. Pentru că trebuie să ajungeți la desăvârșire. Et aussi. Și de altfel. Pour l'édification du corps de Christ. Pentru zidirea trupului Hristos. Christ a un corps. Hristos are un trup. Christ. Hristos a un corp. El are un trup. Et ce corp là, și acest trup, est composé de différents membres. Este compus din diferite mădulare. Amen. Amen. Maintenant, il faut, dar cum trebuie, que tu sois membre de ce corp. Ca să fii mădular din acest trup. Ah. Il faut que tu sois membre de ce corp. Trebuie să fii mădular din acest trup. Nous avons lu au début ici. Am citit la început aici. Je crois dans Isaïe 55. Cred că în Isaia 55. Que c'est sans prix. Căci fără preț. C'est sans prix. Fără preț, fără sans plată. Sans argent. Fără bani. C'est sans prix. Este fără plată. Mais venez acheter. Veniți să cumpărați. Mais sans prix. Dar fără plată. Sans argent. Fără bani. Que Dieu nous aide vraiment. Dumnezeu să ne ajute. Le Saint-Esprit. Duhul Sfânt. Est une promesse. Este o făgăduință. Jésus-Christ l'a expérimenté. Iisus Hristos a experimentat. J'ai encore du temps. Am un pic de timp. Dans Matthieu chapitre 3. În Matei capitolul 3. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 16. Versetul 16. Dès que Jésus eut été baptisé. De îndată ce a fost botezat Iisus. Il sortit de l'eau. A ieșit afară din apă. Et voici les cieux s'ouvrir. Și în clipa aceea cerurile s-au deschis. Et il vit l'Esprit de Dieu. Și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu. Descendre comme une colombe et venir sur lui. Coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. De la même manière. Tot așa. Que Jésus a reçu le Saint-Esprit. Așa cum Iisus a primit Duhul Sfânt. C'est de la même manière que toi aussi tu dois recevoir le Saint-Esprit. Tot așa și tu trebuie să primești pe Duhul Sfânt. C'est vraiment important. Este important. Parce que nous avons dit. Pentru că noi am spus. Que Jésus-Christ revient bientôt. Că Iisus Hristos revine în curând. Et nous avons vu avec le frère Michel tout cet temps. Și noi am văzut cu fratele Michel în tot acest timp. Sur le Saint-Esprit. Despre Duhul Sfânt. S'il vient maintenant. Dacă ar veni acum. Si Jésus vient maintenant. Dacă Iisus vine acum. Regarde-toi. Uite-te la tine. Si maintenant là. Dacă acum. Jésus-Christ revenait. Iisus ar reveni.
quel serait ton sort? Care ar fi scăparea ta? Que Dieu nous aide vraiment. Dumnezeu să ne ajute într-adevăr. Que Dieu nous aide. Să ne ajute. C'est vraiment important. Este important. Actes chapitre 8. Fapte capitolul 8. În chapitre 1 plutôt. Mai degrabă capitolul 1. Verset 4. Versetul 4. Comme il s'est trouvé avec eux, pe când se afla cu ei, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Și să aștepte acolo făgăduința Tatălui. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, pe care le-a zis el, car Jean a baptisé d'eau, ați auzit de la mine că Ioan a botezat, mais vous, dans peu de jours, dar voi nu după multe zile, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Ces gens avaient déjà reçu la parole de Dieu. Acești oameni deja au primit cuvântul lui. Ils ont marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Ei au umblat cu Iisus timp de aproape 3 ani și ils ont écouté la parole. Ei au ascultat cuvântul. Ils ont reçu la parole de Dieu. Ei au primit cuvântul lui Dumnezeu. Et par cette parole qu'ils avaient reçue, și prin acest cuvânt care l-au primit, ils étaient nés de nouveau dans le royaume. Au fost născuți din nou în împărăția lui Dumnezeu. Ils étaient nés de nouveau. Au fost născuți din nou. Les disciples ont marché avec Jésus. Ucenicii care umblau cu Isus. Ils étaient nés de nouveau. Au fost născuți din nou. Parce qu'ils avaient reçu la semence de la parole en eux. Ei au primit sămânța cuvântului în ei. Mais maintenant ici Jésus leur dit. Dar acum aici Isus le spune. Attendez à Jérusalem. Așteptați în Ierusalim. Attendez la promesse du Père. Așteptați făgăduința Tatălui. Il dit attendez à Jérusalem. L-a zis așteptați la Ierusalim. Car Jean a baptisé d'eau. Căci Ioan a botezat cu apă. Mais apă. Vous dans peu de jours. Nu după multe zile. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Cu Duhul Sfânt. C'est une promesse, mon este frère. Este o făgăduință, fratele meu. Ces gens qui l'ont expérimenté oameni ici care l-au experimentat aici sont de la même nature que vous. Sunt de aceeași natură ca și de voi. Pécheurs comme vous. De păcătoși ca și voi. Mais ils ont reçu le Saint-Esprit. Dar ei au primit Duhul Sfânt. Cela veut dire. Asta va să spună. Que toi aussi tu peux le recevoir. Că și tu poți să-l primești. Tu peux le recevoir même ce soir. Tu poți să-l primești chiar și în seara aceasta. Verset 8. Versetul 8. Mais vous recevrez une puissance. Ci voi veți primi o putere. Le Saint-Esprit. Când se va coborâ. Si venea sur vous. Duhul Sfânt peste voi. Et vous serez mes témoins. Și veți fi martor. À Jérusalem. În Ierusalim. Dans toute la Judée. În toată Iudeea. Dans la Samarie. În Samaria. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Și până la marginile pământului. Il dit vous êtes témoins. El spune voi sunteți martori. Vous êtes témoins. Voi sunteți martori. Vous êtes disciple de Jésus-Christ, n'est-ce pas? De ucenici al lui Iisus Hristos. En tant que disciple de Jésus-Christ. Ca și ucenici al lui Iisus Hristos. Vous êtes censé être des témoins. Voi trebuie să fiți niște martori. Mais un témoin. Dar un martor. Un vrai témoin. Un adevărat martor. C'est celui qui a reçu le Saint-Esprit. Este cel care a primit Duhul Sfânt. Avant de témoigner. Înainte ca să mărturisească. Recevez d'abord le Saint-Esprit. Primiți prima dată Duhul Sfânt. Vous recevrez. Spune, voi veți primi. Une puissance. O putere. Le Saint-Esprit survient sur vous. Când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi. Et vous serez mes témoins. Și veți fi martorii mei. Soyez des témoins. Fiți niște martori. Jésus cherche des témoins. Iisus caută martori. Jésus cherche des témoins. Iisus caută martori. Mais pour être témoin, dar ca să fii un martor, il faut recevoir le Saint-Esprit. Trebuie să primești Duhul Sfânt. C'est une expérience. Este o experiență merveilleuse. Minunată. Une expérience merveilleuse. O experiență minunată. On ne sait pas, on ne peut pas décrire cette expérience-là. Nu putem să descriem această experiență. Mais il faut la vivre. Dar trebuie ca să trăiești. Faut vivre, il faut expérimenter le Saint-Esprit. Să experimentezi pe Duhul Sfânt. Il existe. El există. Le Saint-Esprit. Duhul Sfânt. Existe. Există. Dieu est une réalité. Dumnezeu este o realitate. Le Saint-Esprit est une réalité. Și Duhul Sfânt este o realitate. Que personne ne vous trompe. Nimeni să nu vă înșele. Que le diable ne vous trompe pas. Diavolul să nu vă înșele. Le Saint-Esprit. Duhul Sfânt. Est une expérience merveilleuse. Este o experiență minunată. Merveilleuse. Minunată. Cherchez-le. Căutați-l. Cherchez-le. Căutați-l.
Mes frères et sœurs, frères et sœurs, il est grand temps este timpul de chercher mare le baptême du Saint-Esprit, ca să căutăm botezul cu Duhul Sfânt, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Iisus Hristos revine în curând. Que Dieu nous aide, mes frères. Dumnezeu să ne ajute, fraților. Que Dieu nous aide. Dumnezeu să ne ajute. Le Saint-Esprit, Duhul Sfânt, est une réalité. Este o realitate. Il faut le vivre. Trebuie ca să-l trăiești. Il faut l'expérimenter. Trebuie ca să-l experimentezi. Au verset chapitre 2. În capitolul 2. De Actes. Din Fapte. Les jours de la Pentecôte. În ziua cinzecimii. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ei erau toți la un loc. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Casa unde erau așezați. Des langues semblables à des langues de feu. Niște limbi ca de foc s-au văzut. Leur apparurent. Și s-au văzut. Séparés les unes des autres. S-au pus peste mulți. Et se posèrent sur chacun d'eux. S-au pus peste fiecare dintre ei. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Și toți au fost umpluți de Duhul Sfânt. Et se mirent à parler en d'autres langues. Și au început să vorbească în alte limbi. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. După cum le dădea Duhul să vorbească. Que le Seigneur nous aide, mes frères et sœurs. Domnul să ne ajute, frați și surori. Ce que je voulais vous dire ce soir. Ceea ce am vrut să vă spun în seara aceasta. Enfin, le but de mon message ținta ce soir. Mesajul din seara aceasta. C'est de vous rappeler. Ca să vă aduc aminte. Vous rappeler. Să vă aduc aminte. Que Jésus-Christ. Că Iisus Hristos. Revient bientôt. Revine în curând. C'est ça le but de ce soir. Asta este ținta din seara aceasta. Ne l'oubliez jamais. Să nu uitați niciodată. Si vous avez dacă à l'esprit, aveți în duh, în minte, si vous avez dans votre cœur, dacă aveți în inima voastră, que Jésus-Christ revient bientôt, că Iisus vine în curând, ça va beaucoup, ça va influencer à quelque chose, à notre vie. Asta va influența viața noastră. Ça va influencer notre vie. Va influența viața noastră. Ça va nous donner une sorte de. Și aceasta ne va dărui. Comment dirais-je? Stimulation, o stimulare. Oui. De savoir que Jésus-Christ revient bientôt. Ca să știi că Iisus Hristos revine în curând. Et qu'est-ce qu'il vient faire? Și ce vine să facă? Il vient me chercher. El vine să mă caute. Moi un pauvre pécheur. Pe mine un biet păcătos. Moi une prostituée. Eu o prostituată. Moi un bandit. Eu un tâlhar. Moi un voleur. Eu un hoț. Moi un adultère. Eu un preacurvar. Moi. Eu. Il vient me chercher. El vine să mă caute. Frère. Frate. Rien que penser à ça. Doar să te gândești la aceasta. Ce ar putea nu doner. Asta ar putea să ne dăruiască și să ne împingă în față. Le retour de Christ. Întoarcerea lui Iisus Hristos. Est vraiment imminent. Este foarte, foarte aproape. Que le Seigneur nous aide. Domnul să ne ajute. À vivre la vie de Dieu. Ca să trăim viața lui Dumnezeu. À mener une vie qui lui plaise. Ca să ducem o viață care îi este plăcută. À chercher le Saint-Esprit. Ca să căutăm pe Duhul Sfânt. Jour et nuit. Zi și noapte. Jusqu'à ce que. Până când. Le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Domnul Iisus va reveni. Dans nous allons terminer par ce verset. Vom termina cu acest verset. De 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens capitolul 5. Nous avons lu le verset 23 tout à l'heure. Am citit versetul 23 mai înainte. Alors la Bible dit au verset 24. Și Biblia spune în versetul 24. C'est lui qui vous a appelé. Cel ce v-a chemat. Est fidèle. Este credincios. Et c'est lui qui le fera. Și el va face lucrul acesta. Donc ayez de l'espérance. Aveți nădejde. Espérez en Dieu. Nădăjduiți în Dumnezeu. Croyez en Dieu. Credeți în Dumnezeu. Croyez à sa parole. Credeți în cuvântul său. Croyez à toutes ses promesses. Credeți în toate făgăduințele sale. Jésus-Christ est une réalité. Iisus Hristos este o realitate. Il revient bientôt. El revine în curând. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Domnul să vă binecuvânteze.
Levez-vous, je vous prie. Vă rog să vă ridicați.